Suntem pe drumul județean 157D, care face legătura între municipiul reședință de județ Piatra Neamț și comuna Gârcina. Este un drum foarte cerut de cei din comuna Gârcina și astăzi am venit să inspectăm lucrările de modernizare a acestui drum. De asemenea, vom asfalta și cei 3 km care fac legătura între centrul comunei Gârcina și mănăstirea Almaș. Și cu aceste două obiective reușim să modernizăm toată infrastructura rutieră care ține de Consiliul Județean din comuna Gârcina.